cred, eu consider eu că chiar am încredere cum sunt de fapt. Păi ce mai faci atâtea probleme? Că dacă nu știu ce, că dacă nu știu ce, nu, n-ai zis să faci probleme. Să fii așa pesimist, aaa, ce bătaua. Stai să cunoaștem băieții, să vezi, să vorbim. Sunt și... Păi de acum ai motiv să plângi? De ce să plângi? Nu ai motiv. Doamne, plângi dinainte. Nu mai faci așa că mă faci să plâng. Bine, hai să schimbăm subiectul. Tocmai de aia m-am atașat de dumneavoastră. Că simt că sunteți ca mă. Niște măriți? Păi ce? Dacă găsesc... Avem mesaj, ultimul mesaj. Da? De la tine. Niște măriți, mă. Da, cine știe dacă ai găsit un băiat. Dacă mă place vreunul așa cum sunt eu. Gândesc și eu ca Raimon. Ai 25 de ani, cum i-a făcut Constantina. Ai 25 de ani, nu te întreb de ce nu te-ai mărit, până acum poate ești plăcut. Stai, e dificilă. Da, sunt dificile. Stai liniștită, că fiecare are câte ceva pus deoparte acolo. Așa am zis și eu. Păi da. Mea? Să fie mai degajată puțin, să nu se gândească așa la toate. Capul sus. Ai știut unde vii. Noi suntem lângă tine. Nu, dar acum are motiv. Deci nu chiar noi. Da. Mă, la voi știi ce e mult așa aminte de acasă. De nu ți aduce aminte de acasă. Ne vezi pe noi pe aici și gata, ai văzut câte mămiși suntem și noi ne punem în mintea voastră, facem ca voi, numai să iasă bine. De asta vorbeam cu Elena, bine. Că, deci noi chiar ne bucurăm da, că dumneavoastră sunt așa prieteni. Nici nu ne așteptam ca mamele să fie așa. Chiar nu ne așteptam să putem să vorbim orice. Deci așa putem să vorbim așa deschis cu dumneavoastră. Dar e normal, să vorbești deschis, mă iubita, mă. Pentru că mamele din sezonul trecut nu au fost atât de prietenoase. Chiar ne-am bucurat. Păi chiar așa v-a speriat? Nu au fost prietenoase, au fost așa mai răutăcioase din punctul meu de vedere. Sau poate am văzut noi asta la televizor. Poate s-a văzut la televizor, dar eu nu cred. Nu cred că sunt mame răutăcioase, eu nu cred. Acum poate o simțim pe pielea mai noastră. Tinere, da. Mai. Deci chiar ne-am bucurat, nu știu, ne-am văzut că vă distrați, noi ne ascultați, vorbim, râdem, glumim, deci chiar... Uitați ce vrei să facem. Păi tocmai asta, chiar că ne-am bucurat. Noi vrem să vă ținem vouă trena, să nu duceți dorul de casă, așa, dar pe partea aia noi ne ascundem și plângem, dar voi faceți în așa fel încât ne prindeți. Da. Cum Dumnezeu se face, eu nu știu. Eu sunt mai cu ochii pe dumneavoastră. Sunt păi anumite, am văzut. Asta vorbeam, că sunt anumite compatibilități, așa se simte din... Da, fetelor, și chiar dacă nu e nimic și asta, asta e, rămânem tot așa cum suntem, Doamne, cum ai zis tu astăzi în emisiune. Nu e nimic cu supărare. Și... Eu zic, nu, dar nici o mamă, nu numai eu. N-am făcut diferența. Ce mare e, Doamne! Mamă, avem animăluțe de curte! Dar unde e, mă? S-a dus la țigară. Lasă să fumeze și el o țigară. Doamne, ce mare e! Stați liniștite, că o să ne revenim. Cred că e greu zilele astea, așa, până ne acomodăm. Nu, de acomodat. Înțelegi? Da, nu. Idei. Și după aia... Încep să vină băieții. Da, asta vorbeam și spuneam că o să fiți curioase, vai, care cum altfel. Arată și cum e și ce e. Înțelegi? Asta. Și urmă timpul o să decurgă, o să ducă mai repede, zic eu. Că o să vină ei, o să plece, cred că stăfuțul vă dă și activități. Da, asta zic. Și chiar dacă nu ne dă, trebuie să vă faceți atmosferă singuri. Nu știu cum să zic. Da, să ne facem singuri. Să ne jucăm atunci, asta a interpretat după aia, cum, da, cum se zice.
concurență cu jocuri, cu asta se dă în altele, vedeți că nici jocul nu poți să te joci. La ce jocuri? Când jucam aici cu Mima. Păi și ce? N-ați văzut când începuse fetele să se... E, asta e așa, între voi, nu, între nu fete, nu contează. Doamne, deci... Nu voi sunteți tinere, ia ascultăm cu ascultați amândouă și toate fetele ar trebui. Voi sunteți tineri și ar trebui să vă tolerați. Că știi de ce? Pentru că fetele, nu știu, eu n-am, am nepoatele mele așa, dar eu știu de la el. Fetele sunt mai supărăcioase, mai nu știu cum. Da. Da. Înțelegi? Și ar trebui să vă tolerați că aici e, nu se știe, că stai două luni, că stai trei luni, că stai un an. Nu se știe. Știi? Și când e și afară să ieși și cu capul pe sus, cum ai venit așa să ieși, să-ți lași loc de bună ziua, înțelegi, să te salute toată lumea, să te faci cât mai iubită, cât mai plăcută. Să fie așa. Ce părere ai, le spui, eu așa am zis, eu ce părere am, eu îmi spun, nu mă abțin. Sunt eu așa copilăroasă și... Așa mi-e felul, dacă când e să îmi spun o părere sau nu convine ceva, zic. Eu peste două luni fac 44. Ce zodie sunteți? Poftim? Ce zodie sunteți? Ce zodie, mă? Pe cât? Pe ce dată sunteți? Doamne, nu mai știu. Săgetător. Pe ce dată sunteți? Pe 13. Decembrie? Eu sunt pe 13 decembrie, fiii mei pe 13 februarie. Da, el e... E pești? Capricorn. Dar ce, pe 19 sunt pești, nu? E bărsător, băiatul meu. Pe 19 februarie sunt pești, de pe 19 februarie începe pești. Da, după 19 sau 20, parcă. 19, pardon. Pe 19 e mama. Pe 19, așa, așa. Gândiți-vă la ce-i frumos. Ați văzut ce frumos ați vorbit mai devreme cu rochițele de mirese. Da. V-a impresionat și că v-ați dorit. Da, dorbit. Chiar, da. Măi, în viață alergi, alergi și vine un moment când chiar vrei să pui capăt și să-ți faci o familie. Ideea e că la noi a venit momentul ăla și de-aia suntem așa. Mă simt mai pregătită ca niciodată. De-aia suntem așa. Că și pe mine, nu, pe Luci sau pe mine, nu mai țin minte la interviu, că... I-a zis că vrei să te însori așa tânăr și eu, până să răspundă lui, ce-am răspuns eu. Și zic, da, că până se cunoaște, are deja 23, până se cunoaște face 24, până se cunună 25, 26. Înțeles că și eu sunt de acord să se însoare așa la anii ăștia, ca să pot, să, cât sunt și eu în putere să... Deja după 30 de ani nu mai au... Să fiu și eu de folos la copii, înțelegi? Și aș vrea să fiu o soacră tânără, aș vrea dacă să fiu... Dacă m-aș mărita, imediat aș face un copil la copii. Aș vrea să fiu o bunică tânără, să pot să-i ajut cu ceva, înțelegi? Și vorba ta, dacă treci de o anumită vârstă, nu, cu toate că, hai să zicem că Luci n-are o pregătire, băiatul meu, da? Nu are o școală, nu, vreau să zic că o facultate, dar el e tânăr, de fapt și voi, sunt tineretul, au toate șansele pe ziua de azi. Mai greu e de noi ăștia, mai trecuți de vârsta a doua, că greu îți găsești un servici, greu să mai fac eu la anii ăștia facultate sau nu știu ce și nu știu cum. Dar voi sunteți tineri, aveți tot timpul înainte. Mi-am zis eu și lui băiatul meu, mă, cum îți organizezi viața, așa ți-l ai. Înțelegi? Și, nu știu, Luci e un băiat calm. Lui dă-i muzică, dă-i mașini, îți face atmosferă. Păi el când se duce la un club sau la o chindie sau la asta, păi... Vine a doua zi răgușit, nu mai are voce să mai vorbească. Nu știu cum să zic. Înțelegi? Și e așa... Ia uite, Doamne, dar cât sunt frate? Dar unde-i, mă? Hai, mă, că-i mic ăsta. Ești nebun. Fraților, ne mâncă șobolanii. Nu, că în casă n-au cum să intre, că e de... Nu, n-au cum să intre. Ideea ne sunt pe afară. Și tu, Carmen?
Cum ești? Eu sunt ok. Chiar să vă simțiți, fetelor, că noi o să fim aproape de voi mereu. Cât se poate. Să închizi ușa! Nu, eu sunt ok. Dar am văzut pe ea că e așa, nu știam ce... Păi de astăzi e... Se gândește da. Dacă va fi o persoană... Bine, cred că toate vă gândiți. Da, ne gândim, dar acum... Toate vă gândiți. Mă, sunt. Băieți frumoși sunt, v-am zis. Numai să vă nu placeți, mă, paltul. Nu e vorba de frumusețe, asta e ideea. Că na, să fie pe sufletul tău, să fie caracter asemănător. Să dea Dumnezeu să vă găsiți. Dar Dumnezeu să vă găsiți. Dea Dumnezeu, fetelor, să vă găsiți că de-aia ați venit. Și ți-am zis, cât stai aici, trebuie să-ți faci singură viața frumoasă. Da. Și nu trebuie să pui pe nu înainte, dacă nu, dacă... Ei, asta nu pot să-ți mai zic nimic, că și eu sunt da. La fel. Acum trebuie să fii degajat și ce va fi, va fi. Încă nici nu am cunoscut și cum să pun pe dacă nici nu am văzut. Lasă-mă că poate da. Totuși o să-i cunoaște și... Cât de curând imposibil, sunt 12. Din 12 să nu-ți placă... Unu. Unu e cam